Am o problemă. Butaru Andrei mă numesc. Așa. Am o problemă cu... Da. Am o problemă cu transferul meu. L-am cunoscut pe, prin scris pe tata Butaru. Da. Problema ta cu transferul, cunoaștem toate datele, am corespondat de două luni de zile, nu facem altceva decât corespondem cu tatăl tău exact. Pe transfer. În momentul în care tu ai intrat în clasa a noua, ai intrat cu medie la Emanuel Bucharu. Media ta de admitere nu ți-a permis accesul la un liceu teoretic, ci la un liceu tehnologic, da? Da. Și la acest moment poți să ajungi să faci o problemă la un liceu tehnologic în Timișoara, unde îți dorești, că sunt locuri suficiente. Însă tatăl nu-mi doresc. Tu nu dorești, dar media ta asta spunea. Tu n-ai intrat la un liceu teoretic pentru că media ta nu a fost medie de un liceu teoretic. Ori media ta la putare fiind extrem de scăzută, da? Cei de la Liceul Colegiul Național Venețian, unde tu îți dorești să intri... N-am zis numai acolo. Tatăl tău așa ne-a spus, nu? Colegiul Național Venețian. Unde ai undeva? Se poate și la CEPE sau la Loga, dacă chiar e. Dar, dragul meu, tu, în primul rând, trebuie să fii un elev realist. A trebuit să te gândești că dacă tu n-ai putut intra la clasa a noua la Loga, de ce n-ai intrat la clasa a noua la Loga? Din cauza ce? A cărui impediment? La matematică am avut... Și acum vrei să mergi la Loga. Eu am fost olimpic la matematică, n-are nicio legătură. Și atunci unde n-ai avut? Pur și simplu am ajuns la examen în clasa 8, am panicat, am rămas acolo cu foaia în față și asta a fost. Am scris pe ciornă, mi-am rezolvat exercițiile și când a trebuit să le transcriu, am uitat tot raționamentul. Bun. Deci procedura de transfer este în felul următor. Ceea ce a și făcut tatăl tău, n-a pus în mai multe locuri. Eu, din adresele dumnealui, am înțeles că s-a adresat doar Colegiul Național Bănățean. N-a pus în mai multe locuri cere de transfer. Dacă punea în mai multe locuri, puneai răspunde la toate cele unități de învățământ. Da? Dar dumnealui s-a canalizat doar pe Colegiul Național Bănățean. Ori la acel moment ai primit răspuns, ați primit cel puțin prin tatăl tău, răspuns că la Colegiul Bănățean nu ți se acordă transferul. Da? Probabil că și primit pentru că... scris, nu știu. Da. Hai să vedem. Cred că ăsta e. Prin care se obțineați meserul dumneavoastră Butaru Andrei, în clasa mai ce la Pătării Științe Sociale, consideră că ați numit, a respins cererea, deoarece acest aspect este în comunitate cu regulamentul de ordine integrată. Am înțeles că media la putare este sub 10, ceea ce înseamnă că... Da, dar eu am avut un conflict cu doamna directoare în București. Inspectoratul m-a luat de mână și m-a băgat în școală, practic, după două săptămâni, după ce am stat tot așa pe stradă. Ce înseamnă că tu chiar ai niște probleme serioase, că dacă nici acolo... Nu, nu, înseamnă... Nu, pur și simplu, doamna directoare nu vrea să mă bage în liceul respectiv. Cum nici domnul Ionescu nu vrea să mă bage în liceul lui. Nu-mi pasă. Nu poți să intri așa într-un liceu. Deci accesul într-un liceu se face în mod normal și pe poartă. Pe baza unei admite, da? Dacă tu n-ai intrat la dacă vrea nicio problemă, dau diferențe la profilul la care vrea el. Nu este problema. La acest moment, din cauza mediei pe care o ai tu, nu numai media la putare, și media ta de la clasă, este sub media ultimului elev de la Colegiul Național Bănățean. Ceea ce înseamnă că, trecând peste faptul că tu probabil că ai avut o problemă la clasa a 8-a, te-ai blocat și n-ai reușit să scrii la matematică și ai obținut o medie mai mică, da? Tu nu ai reușit nici în clasa a 9-a, respectiv a 10-a. Păi nu, în clasa a 10-a am avut altă problemă la Colegiul Tehnic Coandă, unde am avut... Care a fost media ta? Primele... 6-68. Deci am avut în primul semestru la Colegiul Tehnic Coandă, am avut 5 corigențe. În București n-am mai avut pe profil de științe sociale. Am înțeles, dar media ta, repet, este o medie sub 7, ceea ce înseamnă că potrivit regulamentului nostru... Ceea ce înseamnă că o să mă duc la un liceu tehnologic unde nu o să fac față, evident. Că... Dar de ce trebuie să-i face față la un liceu unde copiii ăștia sunt cu medii de 90 și tu ești cu medii de 6 și... Care ar fi diferența? Păi bun, atunci facem un liceu nou pentru mine. Așa crezi tu? Păi dacă avem numai licee de top în Timișoara... Nu, am repetat.
accesul tău se poate face în Timișoara pe un liceu la care îți permite media ta. Există o prevedere în ROFUI, probabil că ai citit-o împreună cu tatăl tău, regulamentul ordinul de ministru 4925, care spune foarte clar că media ta de pe clasa 10-a trebuie să fie cel puțin egală cu media ultimului de la clasa la care se solicită transferul. Ori dacă da, și mai jos scrie... 6 și ceva, și mai jos scrie cu aprobarea Consiliului Profesoral, pot fie aprobate situații de excepție. Dar media ta este atât de mică încât acel Consiliu Profesional n-a acceptat o excepție. Bun, da. Că putem obliga pe cineva să dorească să intre în școală un elev cu o medie de generală de 6 și ceva și cu o medie la purtare sub 10. Dacă dumnealor, asta este scris în regulament. Nu obligă școala. Legea nu obligă școala. Dacă tu ai fi avut media cel puțin egală cu media ultimului, da, intrat de acolo, bănuiesc că ar fi trebuit să-ți ia în considerare cererea ta de transfer și ar fi putut să-ți dea un răspuns în consecință. La liceu Țepeș am sunat și domnul director de acolo, cred, a fost în principiu de acord, atâta timp cât inspectoratul îi suplimentează cu un loc în plus. N-avem cum. Deci dacă are 35 la clasă, nu este așa ceva. Excepții nu există. Deci el, dacă are, nimeni nu îi suplimentează, nimeni nu ne încălcăm o lege, că nu putem face acest lucru. Și nu încălcăm ordonanța de guvern și o hotărâre de administrație. Deci, repet, în Timișoara sunt licee cu locuri suficiente unde să te duci. Nu e nicio problemă. Doar că tu dorești neapărat să mergi într-un anume loc. Da? Da, doresc să merg pe profilul la care sunt. Eu și mi se pare normal să poți să intri. Pe un profil... Păi, dar nu contează. Acum sunt. Acum ești, dar pe Timișoara poți să vii doar pe profilul de pe care ai plecat, pe tehnologică, doar acolo sunt locuri. Restul sunt peste 35 la clasă sau este un impediment media și rezultatul pe care trebuie să fim la clasa a 9-a, a 10-a. Deci asta este tot ceea ce ți-am și comunicat în scris. Că am urmărit cazul tău, am semnat hârtiile, le-am citit pe toate, cunosc dialogul de purtat de două luni de zile. Deci nimeni nu spune că nu poți să intri, am văzut pe fața de seară domnul ministru și dumnealui, eu am semnat și eu personal la minister, și dumnealui probabil că va fi de aceeași părere, da? Nu știu ce răspuns ai primit din partea ministerului, însă noi nu înseamnă că nu te primim. Te primim cu dragă inimă pe un liceu unde avem locuri și unde media ta este cel puțin egală cu media ta. Mi se pare o prostie să... Acum, să vin de la un liceu teoretic, să vin de la un liceu teoretic și să fiu înscris la un liceu tehnologic. De ce nu te-au primit de transferat de la Timișoara la București? De ce nu te-au primit la acel liceu inițial, teoretic, schimbând filiele? De ce n-au vrut? Că ai zis că ai stat două săptămâni pe stradă. N-a vrut, doamna director. De ce? Pentru că eu fusesem, eu am fost elev. Nimeni nu spune nu vreau fără să motivăm. Dacă îmi făcea poze cu... în pauze cu punga de snacks-uri în mână și îmi zicea că fac infracțiuni, că nu sunt la ore și așa mai departe și le arăta la părinții mei. În clasa a noua am terminat liceu acolo. Am venit un semestru la Coandă. Deci unde ai intrat în clasa a noua? La ce liceu ai intrat în clasa a noua? La Emanuel Ungureanu. Deci în Timișoara ai intrat? Da. Ai am terminat anul. Deci ai plecat în București. Da. Ai terminat anul. Am repetat. Aici. Am repetat a noua la București. Și repetat. Da. Am repetat a noua în București. Am fost pe profil de mate info. Corect. Nu mi-a plăcut. Și m-am dus la științe sociale, la un alt liceu. Acolo toate bune și frumoase, am terminat. În clasa 10, în primul semestru, am venit la Coandă. Am plecat în semestrul al doilea la fostul meu liceu și doamna directoare, care se schimbase între timp, nu mai vrea să mă primească. Pentru simplu fapt că fusesem elev și... Păi altfel nu mă explic, că ea păi după două săptămâni... Dar după... să se realizeze de la un liceu tehnologic din Timișoara la un liceu teoretic. Deci era aceea situație ca și acum. Media ta probabil că era mult mai mică decât media ta. Elevilor de acolo. Nu era mai mică. Bun. Deci, eu la acest moment nu pot să fac mai mult decât scrie în lege și nu pot să oblig nicio unitate de învățământ să te primească. Că nu am această calitate. Din păcate, sunt și eu sunt pusă în situația de a respecta legea și sunt obligată să respect acest lucru. Deci, dacă regulamentul scrie și bănuiesc că l-ai citit, da? Că media ta pentru un transfer trebuie să fie cel puțin egală și că există, după clasa 10-a, posibilitatea de excepție, dar acea excepție se aprobă în Consiliul Profesoral și nimeni nu poate să le pună, să-i oblige pe unul din acei profesori să te primească în cazul în care au considerat că nu ești
Și mi se pare normal să poți să intri. Ai fost pe un profil... Păi, dar nu contează. Acum sunt. Acum ești, dar pe Timișoara poți să vii doar pe profilul de pe care ai plecat, pe tehnologică, doar acolo sunt locuri. Restul sunt peste 35 la clasă sau este un impediment media și rezultatul pe care trebuie să-l obținem la clasa a 9, a 10-a. Deci asta este tot ceea ce... Combattu le vide et le froid.